Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială în această seară, în fața dumneavoastră, City Managerul orașului, Aurel Vlaicu. Bună seara, bine ați venit la ediție specială. Bună seara, bine. E o funcție care sună foarte interesant așa, City Manager. Da. Presupun că nu e una dintre cele mai ușoare funcții pe care ați deținut-o și vă întreb de ce ar avea nevoie o primărie de o astfel de funcție și de un astfel de om. În condițiile în care vorbim de un oraș care ar trebui să prindă o dinamică, pentru că exact asta e cam lipsește, eu spun că e binevenită o postură în care să nu fie angrenat politic și să încerci să lucrezi din punct de vedere administrativ, să împingi lucrurile în față. Pentru că de multe ori se pot bloca mecanismele din punct de vedere al unor neînțelegeri, să spun așa, din pricina orientărilor politice. S-a spus în ultimii ani, cel puțin, că această funcție nu e de când ați venit dumneavoastră, ci din celălalt mandat, că de cele mai multe ori un city manager are mai multă putere chiar decât primarul. Și că în vârful pixului stau proiectele cele mai importante pentru oraș și de ce nu și intervențiile. Nu știu dacă are cea mai mare putere, dar oricum are o putere foarte mare, pentru că primarul îi deleagă câte atribuții vrea din ceea ce are primarul. Evident, iarăși, dacă discutăm de ce înseamnă avantajul de a nu fi om politic, da, poate fi o iluzie a puterii datorită faptului că poți să intri și acolo unde, în mod normal, primarul nu e ascultat sau nu ar trebui să fie ascultat de către contra sau oponenții săi politici. Da, probabil din acest punct de vedere e considerat o funcție mai puternică, dar nu cred că discutăm așa, pentru că toate delegațiile sau toate atribuțiile încă o dată sunt delegate și rezidă din puterea primarului într-un final. Pe scurt, care au fost cele mai importante atribuții pe care vi le-a delegat primarul? Atribuțiile cele mai importante, realizarea proiectelor pe care le-am gândit împreună, și cred că astea sunt cele mai importante. Ce spuneam, în vârful pixului, proiecte, bani? Bani, da, delegarea cum se spune, competențelor pe semnătură din punct de vedere al ordonatorului principal de credite și, evident, derularea proiectelor. Astea sunt cele mai importante. De fapt, asta e chestiunea și, spuneam, motorul de a împinge înainte niște lucruri. Dinamica orașului. Au fost practic toate proiectele importante. O să vorbim despre ele. Vreau să vă întreb în ce măsură ați avut Consiliul Local de partea dumneavoastră în promovarea acestor proiecte, evident aprobarea și atragerea de fonduri. Pentru că tocmai spuneați că nu sunteți implicat politic. Da, și... da, sigur că da. Deci a fost o muncă de convingere, o muncă de armonizare a tuturor opiniilor, care nu întotdeauna au fost favorabile. Și într-un final am reușit, dar cu destul de multe bătălii. Am văzut, așa să spun, sunt în afara jocurilor respective care se întâmplă în zilele acestea, dar din păcate în același timp și înăuntru. Sunt în afară din punct de vedere al implicării politice și înăuntru, pentru că sunt și eu un pion ca noi toți ceilalți în această joacă a lor. Am auzit destul de discuții cum că totul a fost foarte ușor, a fost o susținere extraordinară, favorabilă, din culise nu a fost așa. Și vă spune unul care chiar a fost implicat direct în a negocia fiecare punct de pe ordinea de zi. În aparență, la ședințele Consiliului Local, totul era frumos. În câteva minute, toate lucrurile treceau fără niciun fel de problemă. Dar munca din spate era una de o lună de zile pentru fiecare ședință, în care fiecare era cu punct cu punct, și interpretat în diverse forme. Asta, să spun așa, pe mine personal, poate m-a deranjat de cele mai multe ori, pentru că de câte ori veneam în fața lor cu un proiect, era întotdeauna căutat și ce se ascunde în spate, care e intenția reală, de fapt, a primarului din punct de vedere politic. Nu m-au crezut niciodată că nu a fost niciuna, ci pur și simplu era o intenție a primarului de a realiza obiective și iată și motivul sau încă o dată răspunsul pentru care a pus un astfel de om sau a căutat să aibă un astfel de om. Vi s-a întâmplat, de exemplu, să negociați, să obțineți acceptul majorității
Da, votăm și în Consiliu să nu treacă o anumită hotărâre? În ultima vreme, în ultima an am avut pe chestiunea asta, ne-am confruntat din ce în ce mai mult, pe măsură ce, evident, timpul se ducea către acest moment și pe măsură ce taberele începeau din ce în ce mai mult să se definească. Da, am avut și astfel de lucruri. Am avut chiar proiecte de lege pe care nici nu le-am mai pus pe ordinea de zi, tocmai pentru că... Dați-mi un exemplu de proiect pe care gălățenii l-ar fi meritat și care nu a trecut de Consiliul Local, indiferent de culoare politică. Pot cine să n-a vă vrut zic să și mi-aduc aminte de un proiect care n-a trecut în câteva rânduri, într-un final a trecut, dar cu multe dezbateri, vă aduceți aminte, exproprierea de la Ancora cu garajele. Și spun că este un proiect foarte important și chiar și cel din Micro 19. Deci amândouă au fost foarte dezbătute, discutate, amânate, împinse. Recent acum am avut cu Baia Comunală, pentru că erau niște discuții vis-a-vis de cine ar trebui sau sub cine ar trebui să fie și iarăși nu a fost înțeles demersul, care era unul pur tehnic. Părerea noastră a fost să nu intre în subordinea ADP-ului, datorită faptului că, dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani de zile ADP-ul ne-a cerut să-i luăm din atribuții sau din parohia pe care o păstorea, să-i luăm și plaja și stadionul Dunărea, datorită faptului că nu putea să facă față cheltuielilor și avea pierderi. Nu intrăm în detalii de ce anume nu puteau să facă față, poate că într-o altă emisiune se subînțelege într-un fel. Acum era chiar absurd ca să-i dăm Baia Comunală, care mai are și tarife sociale, evident, pentru că e un proiect european acolo care se desfășoară și se adresează unor persoane cu venituri foarte scăzute. Drept urmare, ei fiind societate comercială, ar fi ajuns să aibă din nou pierderi. Nu puteau să presteze serviciile acestea. Și am spus să le ducem către Fundația Sportului Gălățean. Iarăși a fost interpretată că este o fundație probabil afiliată sau apropiată primarului. Și... Că este? Nu. Toate lucrurile, să spun rele, sunt afiliate celui care conduce, hai să nu spunem primarul de aici, în general la noi, și toate lucrurile bune sunt ale personajului colectiv. Întotdeauna așa a fost și așa va fi. În speță, toate lucrurile bune care s-au întâmplat în mandatul ăsta s-au întâmplat datorită grației mulțumită Consiliul Local și toate lucrurile proaste s-au întâmplat din cauza primarului. Să revenim la proiecte. Vorbeam cu ceva vreme, mă rog, acum vreo 2-3 minute în urmă. 3 proiecte importante în care ați crezut și care credeți că se pot realiza în Galați. Atenție, realizabile. Da, știu de ce ați menționat chestiunea asta, pentru că probabil știați că o să mă repet să spun tunelul. Și probabil că ați spus atenție, realizabile. În primul rând am spus... Dați-mi voie să am rezerve față de acest sigur proiect. Sigur că da. Este normal să fie, dar din mai multe motive și înțeleg de ce. Odată că a fost o poveste care s-a derulat aici pe mulți ani, înainte să vin eu, zeci de ani înainte să vin eu, s-a tot vorbit. Chiar din 84 am găsit un proiect de pe vremea dinainte de 89 lui Ceaușescu. În 84 se discuta de un pod la Galați, culmea, nu la Brăila. Deci e o poveste care e deja în legendă, normal acest pod. Să fie. Noi, sigur, venind acum și cu această idee futuristă de tunel, a părut că este poate o glumă proastă sau... să spun așa, chiar în cel mai fericit caz nerealizabil. Nu, este realizabil și se poate face. Bun, dau la o parte chestiunea asta, n-am vrut să-l omit pentru a nu crede că, sau a nu se înțelege că a fost tocmai o glumă proastă și de aceea, acum că fiind vremuri mai serioase ale campaniei, nu vrem să-l aducem aminte. Am luat-o din punct de vedere al dezvoltării orașului și este o chestiune esențială legată de acest lucru, este să creăm centura ocolitoare a orașului. Și acest lucru ar revitaliza un pic zona industrială, pentru că mulți oameni care au încercat să facă investiții aici și pe care am încercat să-i aducem în Galați, au reclamat acest lucru. Fac foarte mult timp, să spunem chiar din Brăila, până la zona industrială a orașului, o oră și ceva cu tirul, ceea ce înseamnă foarte mult în economia lor. Drept urmare, centura ocolitoare a orașului este un proiect și care este realizabil și se poate face. Acum s-a dovedit că se pot face chiar și exproprieri, evident, sunt oameni nemulțumiți, întotdeauna vor fi, nimeni nu poate fi mulțumit pentru faptul că ia cineva, îl mută de acolo de unde s-a obișnuit să trăiască, chiar dacă îi dai despăgubirile materiale. Dar e vorba poate și de o atașare sentimentală, e de înțeles. Dar se pot face, iată că am demonstrat că se pot face. Apropo de exproprieri și intrăm în ce înseamnă Traianu, ce înseamnă Coșbucu, faptul că am făcut... N-aș vrea să părăsim subiectul cu centura. Da. Înțeleg de la dumneavoastră că e foarte posibil ca actuala centură
existentă, care, în sfârșit, e mult spus, pentru că trece prin centrul putem să spunem până într-un anumit punct, până exact, la viaduct. Exact, după aia se îngustează, știți foarte bine, trece printre case, corect. Acolo limitarea e la 40 de kilometri la oră, ceea ce este anormal. Deci nu poți proiectul să mergi mai așa prevede expropriere în zonă și exact. Lărgire la 4 benzi. Expropriere, asta înseamnă centură, expropriere până la 4 benzi. O singură porțiune va fi cu 2 benzi în zona tunelului, în nordul orașului, pentru că acolo fizic nici nu avem unde să ne ducem, sunt și malurile cum sunt, dar și acolo am cerut proiectanților o posibilitate. Sigur, orice se poate face cu bani. Și vreau să vă întreb, iese din centură tirul pe unde iese și acum, prin spatele depozitelor, sau aveți intenția să mergeți pe la, să ocolim pe la cimitirul, cimitirul evreiesc. Evreiesc, unitatea militară. Practic de să acolo. Nu mai intre absolut să deloc. Să nu mai intrăm în oraș, pentru că nu se poate fi, nu poți să discuți de o centură când intri în mijlocul orașului. În ce stadiu e acest proiect? Proiectul, studiul de fezabilitate a fost făcut, proiectul a fost supus dezbaterii în Consiliul Tehnico-Economic, nu a intrat în Consiliul Local pentru avizul indicatorilor economici. Dar, oricând, e o chestiune de timp. Cei drept, nici noi nu am forțat foarte mult chestiunea asta, pentru că avem câteva proiecte, inclusiv cele pe BERD, pe împrumut, și care au îngreunat puțin capovara. Ce bani ar trebui să facă această șosea de centură? Bun, este un proiect destul de mare, dacă punem, așa cum vă spuneam, da, este foarte costisitoare, având în vedere că vor fi expropriere. Aici este un element pe care încă nu-l putem cunoaște decât în momentul în care se va face evaluarea. Când ați zis că aveți studiul ăla de fezabilitate. Este un studiu de fezabilitate de trasee, de trasee și indicatorii tehnico-economici. Vor trebui să fie refăcuți în momentul în care se va da drumul, pentru că e o procedură de selecție a unui evaluator care va veni și va spune atâta costă terenurile, clădirile și tot ce aveți pe traseul acesta. Dar oricum, vorbim de câteva milioane de euro bune. Fără doar și poate, fără sigur că da. Haideți să trecem la următorul proiect. Următorul proiect, pentru că o să terminăm ce înseamnă Traianu și pentru că intrăm și aici, avem deja proiectul tehnic făcut pentru reabilitarea bulevardului Coșbuc. Este mult mai ușor de făcut, dar e păcat pentru că Coșbucul, el, cum a fost gândit, ați văzut, are spații foarte generoase de trotuar, pentru promenadă, pentru piste de bicicliști, pentru absolut orice. Cele două artere ulterior vor putea să funcționeze în sistem de sens unic, într-un sens pe Traian, într-un sens pe Coșbuc, cu alimentare între cele două. În acest mod am corelat și proiectul care se va finaliza, deci iată, realizabil în câteva luni, de undă verde, ceea ce înseamnă că traficul va fi dirijat pe toate bulevardele principale într-un sistem de coordonare. Deci iată un proiect realizabil. Intrăm în latura socială, locuințele sociale, care ne întoarcem, ne oprim puțin la cele două artere importante, Traian și cu Coșbuc. Să știți că vreau să vă întreb, de fapt, ați vorbit cu gălățenii dacă sunt de acord cu aceste sensuri unice? E o întrebare, într-adevăr, da. Știți de ce vă întreb? Pentru că mulți șoferi sunt nemulțumiți de această hotărâre. Ei se gândesc, cum doresc să merg eu 4 benzi până la patinoar, spre exemplu, și să trebuiască să mă întorc pe străzi, pe nu știu ce, dar de ce să nu mă întorc tot pe aici? Păi da, ocolesc, păi da, nu știu ce. Sunt nemulțumiți. De asta vă întreb, dacă ați luat și pulsul străzii. Da, cu siguranță, în momentul în care s-au făcut studiile respective de trafic, societatea respectivă a spus că s-au făcut aceste consultări. Nu pot să știu în momentul de față cu exactitate dacă au făcut pe șantionul respectiv. Sigur că la momentul în care să dea Dumnezeu să terminăm cât mai repede Coșbucul, se va discuta și acest lucru. Nu spun însă că ar fi, cine știe, chiar atât de mult. Acum, Galațiu nici nu este un oraș în care să spui că traficul te omoară foarte tare sau că parcurgi foarte mult timp în trafic. Dar, într-adevăr, va fi și e o chestiune. Sau credeți că este doar meteahna românilor de a spune nu este în prima fază la orice este nou? La orice este nou, întotdeauna. Sunt convins că poate nici în Statele Unite ale Americii, acum 100 de ani, când au inventat sistemul ăsta, nu cred că ar fi fost foarte mulți adepți ai sistemului. Dar, până la urmă, e un lucru normal și poate fi făcut. În fine, se poate circula și în condițiile de sensuri normale pe cele două artere, dar părerea noastră și din momentul ăsta, așa am spus, pentru că ele vor fi cele mai importante artere de traversat nord-sud din punct de vedere al traficului auto. Pentru că a treia arteră și iată încă un proiect care este realizabil și deja am depus cererile pentru finanțare europeană, pentru că este foarte costisitor,
continuare investiției care a fost făcută în același stil de la Bulevardul Oțelarilor, ca să realizăm o axă nord-sud pentru tramvai și pentru auto, în aceleași condiții cum s-a făcut, pe Oțelarul, pe Stadionului, pe Frunzei. Deci să se continue pe Bulevardul Siderurgiștilor, Anghel Saligny, deja intrăm pe etapa aceasta, și Siderurgiștilor, să mergem până sus în depoul din de lângă cimitirul evreiesc. Și ca să încheiem cu traficul, vorbeați de Unda Verde, care ar fi trebuit să fie gata acum la sfârșitul lunii, dar nu e gata. Nu este gata. Problemele care au apărut sunt legate de infrastructura subterană, pentru că pe foarte multe intersecții pe care deja le-am reabilitat, sigur că soluția de a sparge din nou pentru a îngropa cablurile era una destul de neplăcută. Pe unele chiar am fost obligați să facem, chiar și pe cele pe care am reabilitat. Dedesubt însă nu am putut să aflăm niciodată detaliile tehnice exacte. Și nu spun asta că este o vină neapărat a societăților care dețin apă, canal, electrocentrale, cal orgal, dar niciodată, în timpurile când au fost construite acele sau puse acele rețele, nu s-au dat niște cote exacte. Și se știe că pe aici trece o țeavă, dar nu se știe la ce adâncime, și riscul să înțepe acum să mai fi creat alte chestiuni, și atunci am mai îngreunat un pic, pentru că vorbim de câteva zeci de intersecții în care s-a intervenit. Și va fi trasă la răspundere firma că a întârziat? Firma, din păcate, nu are nicio vină, pentru că noi trebuia să le asigurăm. Va fi trasă primăria, se trage singură de urechi. Vor fi trase, da. E, din păcate, e o situație în care e cam, da, e nu prea e de glumit, nu prea e de râs, dar se repetă cam în toate lucrările. E vorba de un oraș a cărui infrastructură este destul de problematic. Șoferii văd foarte multe semafoare și, da, și nu știu ce se întâmplă. Nedumeriți. Da. Cum ar putea fi traficul fluidizat în condițiile în care avem mai multe semafoare decât sunt în acest moment? Nu. Ce vedeți este o dublare a semafoarelor. Ele vor fi scoase, cele care nu puteam să operăm pe acele semafoare. Unde nu existau semafoare și au apărut. Atât nu, la vor pieton, fi semafoare pentru pietoni, pentru că sunt treceri de pietoni în plus. Fluidizarea va ține cont de numărul de mașini. Sunt numărătoare de mașini, deci dacă va fi un trafic, dau un exemplu, pe un fir de mers de zeci de mașini și din intersecția cealaltă care nu vor veni mașini, evident că Unda Verde sau culoarea verde va fi menținută până când... Asta este ideea. Da. Dacă vreți o părere strict personală, eu aș mai fi renunțat la câteva treceri de pieton, pentru că sunt foarte aproape unele de altele. E adevărat că, așa cum s-au obișnuit, se pot și dezobișnui gălățenii de ele, dar vă dau cel mai simplu exemplu. De la Stirex până la agenția de voiaj, sau până la 3 star, dacă vreți, cum se numește stația respectivă, sunt 3 treceri de pietoni. Hai, două ar putea fi păstrate pentru că e intersecție de stres. Da. Dar cea de la Stirex, Dumnezeule, n-are nicio logică. Și atunci... Sunt așa în asentimentul dumneavoastră, dar vreau să mai punctez un singur lucru. Hotărârea sau decizia de a pune treceri de pietoni, semafoare, câte, cum și în ce fel, nu este doar luată de primărie. Ea este și organul suprem care decide asupra acestor lucruri, este poliția rutieră. Și e normal să fie așa, pentru că ei sunt stăpânii traficului. Deci, într-un final, toate lucrurile astea, dacă ei nu spun sau nu ne dau avizul... Să chemăm și poliția rutieră la întrebări. Da, și au și ei logica lor. Am avut multe dezbateri în sensul ăsta. Al treilea proiect. Un alt proiect este, și tot ca să rămânem în infrastructură, vorbim acum de bulevardele care duc de la est la vest, tot pe fonduri europene, continuarea Basarabiei, deci aceeași modernizare, peste viaductul de la gară, tot până în port bazinul nou, ceea ce este iarăși un proiect măreț, dar aplicat pe fonduri europene. Avem, se scoate piatra cubică de o acolo? O veste bună, da. Se face, da, ce vedem, ce se, vedem exact, de la... Exact, toate vor fi în același... Intersecția, deci inclusiv, mă rog, de la chiar și cu linia combinat de tramvai, cale de rulare pentru autoturisme. Toate acestea au finanțare pe fonduri europene, datorită de data asta faptului că am fost singurul oraș din România care anul trecut am avut o strategie aprobată și în vigoare, celelalte nu au avut o strategie reală de dezvoltare pentru următorii ani, am primit ca bonus față de finanțarea fondurilor europene în ciclul trecut de 18 milioane, pe care am depășit-o, și pe aceea cu încă 10 milioane, deci am luat din fondul de rezervă, am putut să absorbim bani, acum avem 48 de milioane și încă până la 200 de milioane de euro rezervă a regiunii,
dacă vom fi foarte rapizi să consumăm banii și să avem proiecte. Și proiecte avem. Numai astea două axe de tramvai, inclusiv cu achiziție de tramvai, schimbare de fir, s-ar putea să ducă undeva la 70-80 de milioane de euro. 48 de milioane îi avem cerți. Dacă vom fi destul de rapizi să ne mișcăm și vom avea proiecte, vom putea să atragem și bani. Deci există finanțare certă. Continuăm ce înseamnă faleza. Și aici închei cu drumul de centură, care a fost aprobat, în sfârșit trecut prin hotărâre de guvern. Am luat terenul de la Ministerul de Interne și va fi în acel timp, se vor încheia și aceste lucruri. Astea sunt cele mai mari lucrări și spun eu cele mai importante din punct de vedere al infrastructurii. Restul nu mai merită, tot în strategia făcută, să facem investiții de milioane de euro în străzi, având în vedere că traficul, și aici mă întorc apropo de ce ar însemna sensurile unice, traficul va putea fi dirijat în așa sens încât să nu mai vedem camioane peste tot, pentru că inclusiv pe linia de centură este vorba de a discuta fie cu Consiliul Local și deja am discutat și cu partenerii economici privați posibilitatea de a se face spații de frig, pentru ca să nu mai vedem tiruri de marfă la orice oră, oricând, pe orice stradă, care aprovizionează diversele magazine care au început să apară. Vorbeați de faleză și e un proiect... Da. În care eu chiar cred și mă doare sufletul că văd că nu se face nimic, e vorba de consolidare și vorbeați mai devreme că aveți acea rezervă de 200 de milioane și de ce nu s-a gândit nimeni în 4 ani de zile să deschidă proiect european, de finanțare europeană pentru consolidare, pentru că vedem că se duce la vale pur și simplu. Exact. În 4 ani de zile ne-am gândit. Singura problemă e că pe exercițiul financiar european nu mai aveam cum să mai intervenim, cel care s-a încheiat. Am sperat că se va deschide în 2014, așa cum era preconizat, iată că de-abia săptămâna trecută s-a deschis pe exercițiu. Deja am pierdut 3-4 miliarde de euro și 2 ani de zile ca națiune. Am fost chiar zile trecute la o reuniune pe fonduri europene, comisarul european Corina Crețu, și ne-a tras atenția că deja am reușit performanța să pierdem aproape 4 miliarde de euro deja din întârzierea asta. De ce nu am făcut-o noi pe bani publici? Noi am încercat, chiar cu riscul, la un moment dat, asta apropo, aici să zic că îmi recunosc această greșeală și vină, că am venit din afară, primul proiect pe care l-am avut, printre primele proiecte a fost, hai să intrăm pe faleză și să o facem așa cum trebuie. Am avut o vizită imediat după ce am dat un interviu, cred, în presă, din partea domnului Coșovliu, care a venit și mi-a atras atenția, te rog frumos, băiete, nu interveni acolo, că e o mare problemă și trebuie să ia bani de nici nu-ți imaginezi, s-ar putea să nu avem chiar dacă vind în tot orașul. Și am intrat atunci puțin mai mult, am făcut apel la Academia Română, am reușit să-l trecem ca un proiect de siguranță națională, pentru că chiar este, încercând să atrag fonduri și în alte părți. E vorba de aproape sau în jur de 100 de milioane de euro, chiar poate și mai mult. Și atunci am apelat la fonduri europene. Ăsta a fost motivul pentru care a apărut că n-am făcut nimic. A fost greșeala pentru că am vrut să fac la un moment dat chiar și am pus bani pe buget. Puteți să verificați că au fost bani puși pe buget acum 2 ani de zile, acum 3 ani de zile. Nu, pentru o mică cosmetizare am spus că până când facem acest măreț proiect... Vorbim de faleza superioară. De faleza superioară. Haideți să încercăm să facem ceva. Din păcate, n-am putut să facem inclusiv vegetația. Unii ne-au criticat poate pe bună dreptate. Am încercat să o toaletăm ca să ai relația cu Dunărea, să poți să vezi. Pe alocuri am reușit, dar vegetația așa cum este ține malul. Și sunt niște probleme dacă intrăm în ea. Deci e o serie întreagă de chestiuni în care recunosc, dacă nu mă pricep, mai bine nu intru. Și am apelat la specialiști. Specialiștii, din păcate, pentru că așa sunt oamenii foarte deștepți, lucrează un pic mai încet. Au avut un an de zile în care au trebuit să facă măsurători chiar mai bine de un an de zile. Am avut un parteneriat chiar cu NASA. Sună foarte interesant. Poate de aici nici nu am comunicat chestiunea asta, să nu mai dăm naștere la alte ironii și suspiciuni, dar chiar a fost un parteneriat în care au verificat prin satelit ce se întâmplă acolo. Nu este nicio tragedie, deci nu este de speriat, dar în același timp nu se poate interveni în momentul eu de față. Eu vă spun ce se vede cu ochiul liber, că da, e așa, șerpuit sunt foarte multe, sunt foarte multe motive, pornind de la momentul construcției falezei, pentru că a fost construită heirupist. Urma probabil că dacă mai dura regimul, cine știe, probabil că veneau iară cu armata să o refacă, știind ce greșeală au făcut, ei deau și impus limită înainte de 89 de construcție, dincolo de care nu trebuia să construiască. Bingo, da, s-a construit, bingo, ajungem unde s-a construit, din păcate, ajungem în alte probleme. Sunt foarte multe probleme, niciodată n-am vrut să mă plâng pe subiectul ăsta, e un job, mi-a spus, poate dintre cele mai
dificile. Nu a fost dificil din punct de vedere al tipului de job, ci al problematicii destul de mare a acestui oraș. Un oraș care s-a chinuit și a fost chinuit foarte multă vreme. Dar nu este datoria mea să spun chestiunea asta. Eu pot să vă spun ce am încercat să fac, ce nu am putut să fac, evident, și o chestiune la care am mai făcut apel în emisiunile chiar la televiziunea dumneavoastră. Să înțeleagă oamenii că și un oraș este tot ca o familie, ca un buget al unei familii, ca un buzunar. Banii orașului pentru dezvoltare niciodată nu au depășit 15 milioane de euro pe an. În 4 ani de zile, 60 de milioane, discutăm, iată, numai proiectul Faleza era 100 de milioane. Ar fi trebuit să nu facem absolut nimic și dura 7 ani de zile numai să strângem bani ca să ne apucăm să facem Faleza. Vă închipuiți că la câte lucruri sunt în orașul ăsta și le văd și eu și eu câteodată în jur primăria când dau într-o groapă și chiar la propriu și credeți-mă că dau telefoane și de multe ori îmi pierd și ocupătul. Au fost subordonați care la un dat își puneau întrebări dacă nu cumva am luat o razna. Am avut momente în care am depășit orice limită când vedeam pur și simplu că sunt lucruri făcute așa pur și simplu de mântuială. Există și mentalitatea cu care cu greu a trebuit să învățăm chiar pe oamenii care lucrează în administrația publică că trebuie să depășim momentul ăla de oraș așa. Asta merge și așa. Da, merge și așa. Nu știu de ce anume s-a creat chestiunea asta, dar am încercat să insuflăm un lucru nou, o altă formă de gândire și a fost o rezistență destul de mare și nu spun că a fost o rezistență din punct de vedere dorită să fie așa, că așa au vrut să... Nu, e chestiunea aceea la nou, la altă formă de lucru și uitați-vă că acum sunt mândru de cum se asfaltează din punct de vedere al faptului că m-am luptat foarte mult să le spun, domnule, peticile astea poate doar diferența de culoare trebuie să se mai observe, dar să nu se mai observe dâmburi. E simplu, nu e cine știe ce. Haideți să nu mai frezăm 3 km și după aia să ne dăm seama că avem asfalt să acoperim doar 100 de metri. Hai să frezăm 100 de metri cât avem asfalt. Deci, ca să nu lăsăm găuri prin oraș. Multe, da? Da, proiecte importante, într-adevăr. Proiecte sociale, am spus, locuințele sociale. Ultima întrebare, da, sau ultimul răspuns, mai bine zis, sunt pe proiecte multe, sociale, pentru că s-a terminat emisiunea. Care este cea mai mare nemulțumire după 4 ani de muncă la primăria Galați? Cea mai mare nemulțumire că am făcut multe lucruri, nu spun că le-am făcut, poate exact în timpul în care trebuia să le facem, poate pe cele mai importante, am făcut totuși multe lucruri și din nu știu ce motive sunt atât de minimizate, reduse la absurd, încât tendința unor oameni, pe bună dreptate, este că am fost cel mai mare dușman al orașului. Și nu am fost. Mulțumesc foarte mult, vă mai aștept la ediție specială, doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Rămâneți alături de TV Galați. La revedere!